Joacă dublu sau nimic. Băi, ce sincronizare! Fix în secunda asta a venit notificarea de la Instagram, că suntem live pe Instagram. Noi încă facem... De Radio Europa FM started live video. Mori! Noi încă facem curat aici. Suntem obișnuiți. Musafiri, maestre, astră și Vlad Paharu, gata. Suntem acum pregătiți întru totul. Studioul e... E clean. A rămas doar cafeaua lui Vlad. Ești tu aia de acolo. Gata. Gata, acum ne puteți vedea în condiții optime. Da, live spuneți pe Instagram și live pe pagina de Facebook Radio Europa FM pentru dublu sau nimic. Azi mare concurs mare, plecăm de la 400 de euro și sper eu să ajungem la 3200, nu de alta, dar Luca are o întrebare pe care o plimbă de sezonul trecut, are jumătate de an practic. Da. O ține acolo a patra întrebare și vrem să scăpăm de ea cumva. Să sperăm că o vom face în dimineața asta cu ajutorul lui Bogdan. Salut, Bogdan. Bogdan, bună dimineața. Stai așa, nu. Dacă e vina mea. Bogdan, bună dimineața! Salut, Bogdan! Bună dimineața, dragilor! Te uiți pe Instagram sau Bogdan pe Facebook la noi? Vă ascult, vă văd. E perfect! Bogdan, săracu, era... Da, da, da! Ce faci, Bogdane? Da. Uite, eram prin piață și eram într-un magazin și am fugit repede la mașină, că, na, ce să facem? Foarte bine e ai tentația, făcut. Tentația mare. Să se audă bine. În ce piață erai, Bogdan? Obor. Nu. Exact, la Obor, aici, la Băiețași. Nu cred, serios? Da. S-a deschis da, la mici? Da, da, da. No, nu, la încă... piață era la o locație, la un mega. Aha. De la... A, credeam că... Voiam să te întreb ce trufandale mai sunt prin piață, ce a apărut nou, ce luăm, ce... A, o luăm de la 8 jumate cu trufandale. Păi, la 8 jumate, Bogdan, atât sunt trufandalele proaspete. Cu ce te ocupi de aici la ora asta în piață? Că nu mai sunt în piață la ore de-astea matinale. În vânzări, în vânzări. Ah, ok. Așa e, practic. Ești cu treabă în piață. Cu treabă, cu treabă, băi. Am ce interes. Gen de produse vinzi? Alcool, bere. Alcool, bere. S-a scumpit, domnule, ah, deci, berea. Deci Bogdan a scumpit berea, Vlad. Da. De la el ni se trage. S-a scumpit. Și zi, Bogdan, ești pregătit să mergi până la ultima întrebare azi ca să scăpăm și noi de ea? Hai, întâi să luăm cu începutul și vedem unde putem să ajungem. Bine, Bogdan. Bine, să știi că ai susținerea celor care sunt acum live pe Instagram sau pe Facebook. În general răspund și ei, doar că tu ai 6 secunde și trebuie să te grăbești un pic, astfel încât să te încadrezi în timpul ăsta. Orice răspuns venit în afara celor 6 secunde nu poate fi luat în considerare, da? Hai că nu e greu astăzi, m-am uitat pe întrebări, nu e chiar așa de... Uh-huh. Nu, e merge, bine. Merge. Bine, mult succes! Să fie, să fie. 400 de euro. O întrebare ce valorează o mulțime de bani în dimineața asta, Bogdan. Ai mare noroc să intri la dublu sau nimic când plecăm de la 400 de euro. Da, e o onoare, practic. Da, și întrebarea e simplă, fi doar concentrat, da, și lasă emoțiile la o parte. Bogdan, spune-ne cum se numesc glandele care produc sudoare, cele responsabile pentru transpirație. Haide, capul. Nu sunt pe subiect. Glandele transpiratorii. Care sudoare. Băi, trebuie să-i luăm întrebările lui ăsta. Da, nu mai... Sudoare, sud... Care produc sudoare, Bogdan? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, sudoritoare. No, no. Supozitoare. Sudoripare, aia era. Glandele sudoripare. A, simplu ca bună ziua. Așa o vedem. Pentru 400. Adică ți-a dat, ți-a dat mură în gură. A citit-o și rar. Chiar vreau să mă pe el zic. E cineva că așa rar. Rar pare. Ia uite, pe Instagram toată lumea scrie sudoripare și sudoripale. Acum... era acceptat și sudoripale, spun sincer. Glandele care produc lacrimile, jandarmi. Lacrimale. Jandarmi, da. Bogdan, ne pare tare rău. Mai rămâi, dacă mai rămâi vreo oră, se deschid și micii. Și mie îmi pare rău. Da, să știi, cam așa, o oră, o oră și ceva. Asta n-a fost să fie, dragilor. Bine, pe altă dată, Bogdan, mult. Numai bine. Da. Nu, deci e, nu, ceva trebuie uite, să facem. Uite, mâine pune și voi prima întrebare. Și voi. Le păstăm pe restul. Bine, avem voie să alegem noi prima întrebare? Da. Bine, pentru 500 de euro. Sunt tu? Da. Da. Și mai departe rămân astea de azi. Deci mâine prima întrebare este a doua întrebare de azi. Nu? Ba da. Păi o pune George, n-auzi? Pune-o prima întrebare. Alege el.
George, vorbești cu mine. Bine, vă așteptăm mâine, fiți atenți, vă puteți înscrie inclusiv în momentul ăsta, oricând și la noapte, oricând la dublu sau nimic, pe europa.fm.ro. Mâine premiul ajunge la 4.000 de euro. Și prima întrebare nu o să fie pusă de Luca. Uite așa. Clar. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM. I turn the